Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Discut cu istoricul Vlad Nistor. Domnule profesor, cele mai importante surse istorice astăzi sunt canalele de documentare, Discovery, National Geographic, History. Prezintă istoria într-o formă accesibilă, cu personaje, ca un film, nu? Istoria oricum este o poveste. Da, da, după părerea unora e o poveste, cei care cred că e o poveste se înșală fundamental. Demersul istoriografic este un demers cât se poate de serios, care, eu n-aș îndrăzni să spun că e chiar știință, dar care recurge la tehnicile și la tehnicitatea științifică, pentru că fără de el nimic din reconstituirea trecutului nu este posibil. Mă referiți la filmulețele acestea, docudramele? Nu, mă refer în general la ce istoria, mă refer că fac aluzie și la unii care au numit emisiuni de televiziune și chiar o carte sau mai multe cu formula aceasta, istoria cea mai frumoasă poveste, nu e poveste. Dacă respectivul istoric, mare istoric, a reușit să ajungă la vârsta la care e și n-a înțeles că ce face el nu e o poveste, e rău pentru el. Dar lăsând povestea, partea asta a discuției, da, e adevărat. Da, e o povestire a unor fapte, interpretarea lor... Nu e neapărat o povestire, e o investigare. Știința istoriei se ocupă de investigarea trecutului. Deci, perfect. Treaba istoricului este să afle trecutul. Da. Ceea ce, de dumneavoastră, vă referiți acum la popularizarea istoriei. Exact. Pentru ca cetățenii obișnuiți, care nu au cunoașterea necesară, care nu au nici interesul să adâncească domeniul cu pricina, dar care vor câteva informații despre ceva, există știința popularizată și există istoria, da, popularizată. Și pentru elevii noștri n-ar fi utile astfel de... Pentru? Teleșcoală, pentru elevi, pentru toată lumea. Predarea la numai pentru școala generală, la liceu. Și pentru oameni mai copți decât elevii ar fi uneori necesară cunoașterea unor istoriei, iar acesta este un vehicul cât se poate de interesant și important. Atrag atenția că sunt foarte diferite, însă categoria de demersuri la care dumneavoastră vă referiți e foarte, foarte diferită. Există demersul unor specialiști, care este unul cât se poate de serios și care este apare la capătul unei investigări reale și a unei cunoașteri autentice a unei părți din trecut. Există demersul unor amatori, doritori de cultură și de cunoaștere, care fac și ei ce pot, și există demersul unor manipulatori. Căci de foarte multe ori acest demers poate fi folosit în scopul manipulatorii. Sunt și investiții de stat, să spunem. Am văzut un astfel de documentar, Regii Croații. Nu? Nu mai știu, Republica de la Dubrovnik. Bănuiesc că astea sunt totuși și finanțate de statele respective. Că îi spun Republica de la Dubrovnik și vorbesc despre Republica de la Dubrovnik, de pildă, despre o realitate istorică ce se numea cu totul altfel atunci, cât se numea Raguza, puteau să pună în paranteză Dubrovnik. Eu am văzut o carte chiar finanțată de Consiliul Local din Dubrovnik, un oraș al minter magnific. Un loc cultural senzațional, o carte bine scrisă, dar care vorbea despre Republica de la Dubrovnik. Nu se chema așa, se chema Raguza pe vremea. Mă rog, serialul probabil că e inspirat de acea carte, am văzut, da, mă gândesc din toate locurile și poveștile din trecut, Hodorom Troncă-i apucă pe occidental, taman despre Regii Croației sau despre Republica de la Dubrovnik. De-aia spun că probabil că sunt și finanțate. Dubrovnikul e mai interesant decât Regii Croației din multe motive. Poate fi finanțat și de cei cu interese turistice în zonă. Locurile turistice cele mai interesante. Păi, dar nu spuneam în sens rău, adică n-ar strica și ai noștri să facă chestia asta, decât în povestea aia cu frunza, cu boxul și cu alte bazaconii, puteau să finanțeze foarte multe astfel de documentar. Multe lucruri care puteau fi cu siguranță finanțate și care puteau să facă bine România.
Ce am observat zilele trecute, o poveste despre mari criminali, mă rog, Nero, alți lideri odioși din trecut, îl menționa și pe Vlad Țepeș. Și avea alocate, așa să zic, 5-10 minute, poate, nu mai mult, romanțate. Evident, știm ce e infotainment, adică altoirea informației cu entertainment-ul. Deci, mi se pare foarte, foarte interesant. Am văzut o cărțulie de curând tradusă și românește a celebrului domn Montefiori, care chiar așa se numea, Mari criminale ai istoriei sau ceva în genul ăsta, unde era și la Țepeș, evident. Și poate că e, n-am văzut filmul, dar poate fi o ecranizare după sau o preluare a unor părți din cartea acestui domn, celebru al minteri. Și foarte popularizat și extrem de vândut. Dar lucrurile stau așa în ceea ce privește pe Vlad Țepeș. Nu înțeleg că asta vreți de fapt să mă întrebați. Cele 5 minute erau așa, că a fost abuzat sexual în Imperiul Otoman, unde se afla o state, să spunem. De aceea această pedeapsă cu tragerea în țeapă, ca fost atât de crud încât i-a speriat și pe otomani, alcătuind o pădure cu 20.000, exact asta era cifra, 20.000 de oameni trași în țeapă, nu se preciza că erau turci sau localnici, și văzând în fața orașului Târgoviște această pădure, turcii au fugit tremurând de frică. Cam asta era povestea, după aia a trecut la Nero. Da, lucrurile stau așa. Personajul e unul extrem de interesant din foarte multe puncte de vedere, inclusiv din punctul istoricului de vedere. Unu, cât de abuzat a fost el la Istanbul în tinerețuri, că ce a trecut pe acolo nu avem de unde să știm, că și nu există mărturii după știința mea de niciun fel. Deci asta e o înflorire a unei, de a trecerii sa, a prezenței sale prin Istanbul, prin capitala Imperiului Otoman. În al doilea rând, sigur că domnul acesta nu era cel mai blând cetățean cu putință al planetei, domnul Vlad Țepeș. Numai că el trăia într-o altă lume decât aia în care trăim noi, în care regulile morale și comportamentale erau cu totul altele decât cele de astăzi și în care chiar limitele războiului erau cu totul altele decât cele de dinainte de reglementarea regulilor jocului. Existau și în evul mediu niște forme de reglementare ale regulilor jocului, existau niște forme de reglementare a tratamentului prizonierilor de război, de pildă, dar care nu erau mai niciodată respectate. Existau chiar și în Antichitate. Eu am un student, un doctorant, care scrie o teză de doctorat despre prizonieri de război în Imperiul Roman și despre felul în care erau acestea tratați, luând toate textele existente. Dar povestea e așa, e adevărat că probabil că au existat niște trași în țeapă sub zidurile Târgoviștei, pentru că e relatată de către autorii contemporani. E adevărat că există un episod în care el a mai văzut, turcii au văzut și alți trași în țeapă, cei care încercaseră să-l captureze, un grup de comando turcesc care veniseră. Deci că asta nu poate fi vorba despre 20.000. E adevărat că există o relatare într-un text, într-o scrisoare a lui Vlad Țepeș chiar, însuși, care vorbește despre câte capete de turci a numărat ele. Nu mai țin minte care era cifra, dar care era foarte mare. Se mai și exagerează în condițiile astea. Pe de altă parte, să știm că și asta e un lucru asupra care nu există prea multe intervenții dubitative. Există ideea că, în mod deliberat și bine construit, un număr de negustori sași din Transilvania, care își pierduseră privilegiile comerciale în țara românească în vremea lui Vlad Țepeș, au recurs la construirea unei legende cu care l-au intoxicat până și pe Matei Corvin. Ori scrisorile de intoxicare a lui Matei Corvin au dus la capturarea și întemnițarea la Buda pentru mulți ani a lui Vlad Țepeș, între cea de-a doua și a treia domnia sa, căci el a avut trei domnii. Ori, e clar, despre asta e vorba, e vorba cum, de manipulare contemporană. Cum le-o fi verificat? Să zicem, acele fake news-uri
Că azi ne-am zice fake news-uri banerelor sașilor, s-au certat pe Brașov, am impresia. S-au certat, s-au, da, pe niște privilegii comerciale și pe drumurile comerciale și pe protecția specială pe care ei o aveau în țările române. Și le-a retras-o. Și pe care le-a retras. De ce? E, asta nu mai știu. Mă pot gândi că la 1453 se schimbă situația pentru țările române. Sunt excluse din drumul Mătăsii, nu? Ca de Constantinopol, poate de asta sau... Da. Stricat jocurile. Jocurile erau altele. Dar și, în fine... Dar cum a verificat Matei Corvin... Păi n-a verificat Matei Corvin, i-a crezut pe Saș. A, și l-a ținut... Mulți ani. Bun, și atunci de cum de la... După care i-a dat drumul și l-a și ajutat să redevină domnitorul țării. Păi tocmai, de ce? Cum s-au schimbat? Asta din nou e, ajungem în supoziții ca cele la care dumneavoastră vă referați mai devreme. Nu știm, nu avem informații. Știm doar ce s-a întâmplat, mai mult decât cum era captivitatea unei fețe domnești, unui ozdă. Era cum era și captivitatea prinților în turnul Londrei sau cum a fost captivitatea lui Francisc I-ul după bătălia de la Padova și așa mai departe. Adică erau izolați într-o încăpere și ținuți acolo până când fie cineva dădea o sumă suficient de mare. Dar erau în condiții mai... Să zicem, domnești sau era într-o depinde grubă... de decizie. Depinde de ce hotăra adversarul politic care îl controla la un moment, un moment sau într-altul. Unii aveau un tratament privilegiat, alții nu. Turcii făceau, de pildă, în Imperiul Otoman, același lucru cu membrii propriei lor familii. Pe unii aruncau în Bospor, pe alții țineau în condiții jalnice și altora le dădeau, închideau în propriile lor camere pe o perioadă nedeterminată de timp. Deci, în funcție de bunăvoința celui care decidea la un moment dat. Nu erau reguli stricte ca lumea modernă, în care teoretic, cu toate că și în lumea modernă, eu nu cred că toți deținuții contemporan nou beneficiază de aceleași condiții. Probabil că sunt unii în condiții mai proaste și alții în condiții... Probabil că este și puterea fiecăruia, mă rog, să faci o ierarhie. În, puterea fiecăruia de convingere. De puterea fizică, nu? Cum se afirmă în universul concentrațional. Dar apropo că ați ridicat tema asta, am citit într-un studiu, nu-mi dau seama dacă e de necontestat, că închisoarea nu... exista până în lumea modernă aici în țările române. Deci era biciuit, mă rog, erau pedepse fizice, corecții fizice, spânzurat, omorât, în fine, dar nu exista pedepsa cu închisoare. Apropo putea de noi cu beciu trimis, domnesc. Putea fi trimis la Ogână, unde depunea, unde muncea. Dar tot în zona mai... Putea fi trimis, cum a fost Bălcescu însuși, de pildă, și închis într-o mănăstire, unde aveam un regim de detenție. Nu se chema închisoare în sensul modern al termenului, dar avea același scop, acela al claustrării persoanei. Dar pentru delictele comune, să spunem, nu exista această... pedeapsă. În deopște pentru delictele comune, nu? Ele erau rezervate privilegiaților, ca să zic așa. De aici probabil expresia cu beciul domnesc. Mai puțin Ogna, că Ogna aveau nevoie de forță de muncă și erau relaxat trimise acolo. Când au apărut ognele astea în... Păi ognele există. Acolo eu nu știu exact, că nu e neapărat zona mea de cercetare, dar există în secolele 17-18 în țările române. În vremea fanarioților, în orice caz, există. Pentru că era multă, nevoie de multă sare și sarea era un produs extrem de căutat, iar țările române erau foarte bogate în sare. Întorcându-ne la Vlad Țepeș, ce i-a șocat așa de mult pe contemporani, să spunem, cum a fost și Matei Corvin, că în Europa erau pedepse groaznice, nu știu, nu mai vorbim inchiziția, turna plumb topit în gură, eu n-am, nu știu exact acum, dar probabil că textul manipulator care a circulat în Europa al dușmanilor săi de dincolo de Carpați, din țara Transilvaniei, a fost eficient și bine scris. Există un text, medieviștii îl cunosc,
de, care evident denaturează realitatea istorică în bună măsură, dar repet, Vlad Țepeș nu era cel mai blând om din lume, cum nu erau nici ceilalți domnitori celebri ai țărilor române. Nevomediu nu erau neapărat iubitori de oameni, construiau biserici, fondau mănăstiri, adevărat, dar multe dintre ele țineau și de păcatele pe care le acumulaseră în existența lor cotidiană, aș îndrăzni să spun, și nu numai în războaie, în felul în care își descăpățânau adversarii politici, ca să zic așa, boierii care nu voiau de fapt nimic altceva, unii dintre ei, decât să le ia, să ia poziția dominantă, să le ia poziția dominantă. Și atunci rezolvau repede. Iar apropo de povestea cu trasul țeapă, a fost în sens pozitiv exploatată de literați, de partea românească, acum vorbim de Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a avut, să spunem, câteva merite istorice foarte clare. Vlad Țepeș a reușit într-un timp foarte scurt să nu numai să înfrângă o armată otomană importantă, dar să le destabilizeze toată regiunea, de o parte și de alta a Dunării. Vlad Țepeș a fost un jucător important și extrem de curajos, extrem de eficient și un comandant militar și a făcut și foarte mulți dușmani, că printre dușmanii lui sau cei mai mulți dintre dușmanii lui erau aristocrații locali, boierii mei, pe care de al căror părere și al căror interese nu ținea cont. Și asta a fost motivul pentru care Mehmed al II-lea s-a folosit de boierimea locală atunci când l-a instalat în locul lui Vlad Țepeș pe fratele său, Radu cel Frumos. Păi asta e întrebarea. De ce unii aveau succes, alții nu? De ce îi mai ține minte pe 3-4? Pentru că Radu cel Frumos, de pildă, adică doar boierimea. Am înțeles, și boierimea era... În cea mai mare parte, pentru că și aici existau boieri care doreau neatârnarea țării, a uneia sau alteia dintre ele, și existau boieri care doreau înainte de orice altceva supraviețuirea lor și a averilor lor, dincolo de interesele mai largi, ca să nu zic generale. E normal, așa e în lumea asta, întotdeauna, oricând și oriunde, că de există colaboraționiști, au existat și în timpul celor două războaie mondiale, mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, în toate părțile Europei au existat partizani și rezistenți pe de-o parte și colaboraționiști pe de-altă parte. Deci e natura umană, cred. Cum se explică decăderea economică a țărilor române după, adică o perioadă au mers, să spunem, sincron cu Occidentul? E, chiar sincron cu Occidentul nu aș spune, dar sigur că există un decalaj special de dezvoltare, nu numai economică, dezvoltare culturală și dezvoltare în general, și există specificități. Dar nu trebuie scăpat din vedere faptul că țările române au fost tot timpul în arealul, în zona de influență a mai multor imperii, cu interese contradictorii, iar locul de dezbatere, de întâlnire și de confruntare a acestor interese a fost de foarte multe ori aici, în țările române. Deci sunt alții de vină. Nu sunt neapărat alții de vină. Nu, n-a zice. Asta e, așa a fost să fie. Nu cred că a ținut de neapărat. După părerea mea, să știți, eu cred sincer că nu există popoare bune și popoare rele. Nu există popoare care sunt de la bunul Dumnezeu civilizate și civilizatoare și popoare care nu sunt civilizate, necivilizate și reflectare la civilizație. Nu există așa ceva. Există, înainte de orice altceva, conjuncturi istorice care sunt favorabile unora și defavorabile altora, într-un moment sau într-altul. Pentru că la un moment dat acest joc se poate răsturna și conjuncturile favorabile unora pot deveni la un moment dat defavorabile, tot pentru aceea. S-a întâmplat în istoria lumii în multe rânduri. Și cred că se mai întâmplă și astăzi. Bun, acum e teoria lui Acemoglu că democrația corelează cu dezvoltarea, că au reușit mai ales națiunile care erau mai democratice, concentrarea puterii
dictatura, cum o numim noi, nefiind favorabilă inovației, inovației tehnologice, inovației... Bun, eu poate că parțial e adevărat, dar e prea simplu și absolut. Fundamentată și în, în țara noastră cu o lucrare lui Lășceanu și Hânceanu cu modernitatea, cu cifre, cu statistici. Există țări care nu au fost niciodată democratice, mari puteri care nu au fost de fapt niciodată democratice și despre care cred că pot fi foarte greu democratizate cu adevărat. Și vă dau două exemple. Republica Populară Chineză și Federația Rusă. Aceste două țări nu au cunoscut niciodată un regim democratic. Dar Rusia nici nu e mare. E mare doar că e mare. Inovație zero. Sau da, dar gândiți-vă mai... la gradul de inovare care a funcționat în vremurile, vremea războiului rece. Inovație malefică. Pentru că era vorba de tehnologie și de tehnologii militare, nu, inovație malefică, dar a existat la un moment dat un grad ridicat de inovare care a făcut ca Rusia, Uniunea Sovietică de atunci, să intre în echilibru cu cealaltă supraputere. Pentru o scurtă perioadă. Pentru 30-40 de ani. În echilibru? În echilibru a fost din... După 69 n-au mai fost niciun echilibru. În fine, nu. De la Reagan încolo, din la începutul anilor 80 n-au mai fost niciun echilibru, dar au fost din 45. Și a doua era teoria decalajului. Țările puternice, bogate, doresc să-și mențină și pot să-și mențină influența. Decalajul. Nu, decalajul, adică ai un start până să te ajungă celălalt, ziceți că situațiile se pot schimba. Da, adevărat, mai greu, doar în situații dificile, dar se pot schimba. Bine. În ceea ce ne privește, Doamne ajută. Mulțumesc. La revedere, mulțumesc de invitație.